Au fost făcute primele probe la bazinul de nod didactic din municipiul Călăraș. Lucrările au fost finalizate urmând ca în această toamnă să fie deschis pentru public. Reprezentanții primăriei municipiului Călăraș ne-au transmis că în momentul de față nu s-a stabilit o dată exactă pentru deschidere. În urma demersurilor repetate ale primăriei în Călăraș, a fost obținută finanțare din partea CNI în cadrul subprogramului Bazine de Not. Municipiul Călăraș punând la dispoziție terenul în suprafață de 8127 de metri pătrați pe perioada realizării investiției. Valoarea estimată a contractului pe care Compania Națională de Investiții a realizat achiziția publică electronică este de 6.200.000 de lei fără TVA, iar perioada de derulare fiind de 48 de luni. Potrivit memoriului tehnic, clădirea are un regim de înălțime pe plus 1 cu o suprafață construită de 840 de metri pătrați, ea fiind configurată astfel. La parter este un hol de primire, grupuri sanitare fete și băieți, vestiare fete băieți instructor, centrală tratare aer, spațiu de depozitare, bazin de compensare, stație filtrare apă, stație de tratare și pompă de apă. La etaj se află un hol, plaje și zona de încălzire, grup sanitar, zonă pentru public și bazin în suprafață de 312 10,50 metri pătrați.